Cei doi minori care în urmă cu câteva zile au pătruns într-un magazin care comercializează haine de blană și o farmacie au fost prinși în flagrant de polițiștii secției 3, în timp ce încercau să dea lovitura și la un magazin alimentar. Metoda folosită era aceeași. Forțau ușa de acces, apoi furau tot ce le pica în mâini. Suspecții sunt cunoștințe mai vechi ale polițiștilor constanțeni, aceștia fiind cercetați în numeroase dosare penale în care au folosit moduri de operare asemănătoare. Polițiștii încearcă acum să stabilească întreaga activitate infracțională a celor doi minori de 15, respectiv 16 ani.